Denis Marian Țipu, de 4 ani și 6 luni, și Eduard Andrei Spoială, cu vârsta de 2 ani și jumătate, sunt doi copii din Constanța care au parte de un început mai greu în viață. Denis s-a născut prematur, cu o greutate de nici 2 kg. La doar o săptămână a făcut un hematom pe creier, apoi la 6 luni a făcut și strabism convergent. La vârsta de 9 luni a fost diagnosticat cu tetrapareză spastică. Al doilea băiețel, Eduard Andrei, suferă de autism și crește într-o familie monoparentală. După ce au primit fericitul diagnostic, ei au început terapiile de recuperare, câte 3 ședințe pe săptămână, planul de recuperare recomandat fiind de 2 ședințe pe zi. Pentru cei doi copii a fost organizat ieri seară la Constanța un concert caritabil. La Biserica Sfântul Vasile cel Mare din Constanța a avut loc ieri un concert caritabil. Acesta a fost susținut de grupul Sfântul Vasile cel Mare, Corala Teodoxa a Arhiepiscopiei Tomisului, corul Nihil Sine Deo al parohiei Dăieni din județul Tulcea, corul Seminarului Teologic Ortodox Dionisie Exigul și corul Școlii Gimnaziale numărul 39 din Constanța. La eveniment a participat și înalpreasfințitul părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Este un moment atât de emoționant. Copiii care au colindat, de la cei mai mici, de vârsta celor bolnavi, iată, intră într-o prietenie, solidaritate și dărnicie față de seminilor bolnavi. Acesta este mare folos al acestor momente. Iar oamenii gustă colindere în biserica aceasta mare nu au avut loc, pentru că toți sunt dornici să asculte colindele de la cei mai mici până la cei mai mari. Proiectul filantropic a fost coordonat de părintele Jean Ion și s-a aflat la cea de-a treia ediție. Dacă anul trecut am ajutat două surori cu probleme de auz, în urma căruia s-au strâns 150 de milioane vechi, acum 2 ani 100 de milioane pentru doi copii cu tetrapareză spastică, anul acesta pentru cei doi copii, Denis Marian Țipu, de 4 ani și jumătate, diagnosticat cu tetrapareză spastică, și Eduard Andrei Spoială, de 2 ani și jumătate, diagnosticat cu autism. Sperăm ca în urma concertului din această seară, ca oamenii să fie foarte generoși și să îi ajute în continuarea tratamentelor lor. La sfârșitul concertului a fost strânsă suma de 13.000 de lei, bani care vor merge către familiile celor doi copii, Denis Marian Țipu și Eduard Andrei Spoială, pentru acoperirea costurilor aferente recuperării medicale. Grupul Bizantin Sfântul Vasile cel Mare a vestit astăzi nașterea Mântuitorului Hristos și la Liceul Ovidius din Constanța, răspunzând invitației conducerii acestei unități. Iată, astăzi, la invitația doamnei director și a profesoarei de religie de la Liceul Ovidius, am popozit aici, în mijlocul copiilor, cărora le-am ținut cuvânt de folos să înțeleagă ce este nașterea Domnului, cum trebuie să o primească și ei cu pregătire, cu sufletul lor curat, dar în același timp aprins de credință și de rânduielile bisericii, și să le aducem colindători, pentru că și ei au învățat să colinde. Dar iată, teologii colind atât de frumos și pilduitor și nobilează pe copii acest colind și nădăjduiesc că acest cuvânt îi luminează și face să fie fii de nădejde ai bisericii noastre. Concertul a fost audiat de cei peste 200 de elevi ai liceului, alături de profesorii lor.